Au trecut mai bine de 5 secole și jumătate de la prima atestare documentară a Bucureștiului. Orașul cu nume de legendă în care din 1918, imensă cât Carpații, bate inima întregului neam românesc. Un amestec fermecător și tandru de edificii vechi, biserici, palate, clădiri de epocă, dar și construcții moderne, înșirate de o parte și de alta a Dâmboviței, râul de poveste, martor tăcut în momentele de cumpănă al tuturor întâmplărilor care i-au marcat destinul. În rând cu lumea și cu vremurile, pe măsura creșterii importanței sale economice, târgul cel plin cândva de hanuri și biserici avea să se transforme miraculos din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu precădere după unirea principatelor române, cucerirea independenței și apariția statului modern. Iar toate astea nu au fost posibile decât cu sprijinul unor instituții economice și financiare autohtone care, după cum vom vedea în cele ce urmează, nu vor întârzia să apară. Înainte de 1864, vorbim practic de perioada în care România era împărțită în cele câteva provincii care s-au unit la început în 1859 și mai târziu la 1918. În fiecare dintre aceste provincii, dezvoltarea economică, dar și modul de organizare al provinciilor respective era diferit. Existau instituții financiare care n-am putea să le numim chiar bănci, care facilitau tranzacțiile, în special între persoane, și tranzacțiile între provincii, între state. Domina în fiecare dintre aceste provincii modul de organizare austro-ungar sau modul de organizare otoman, chiar modul de organizare rusesc, țarist. Peste ruinele hanurilor și palatelor domnești din epoca medievală, aici, în centrul istoric al Bucureștiului, se vor ridica treptat noi edificii care aveau să adăpostească instituțiile de bază ale tânărului stat ce sta să se nască, multe dintre ele dispărute sub tăvălugul modernizării capitalei din epoca lui Ceaușescu. Dar să ne reîntoarcem la acea perioadă de timp din istoria noastră când în sufletul tuturor românilor se trezea conștiința unității de neam, iar multe din idealurile care i-au animat pe revoluționarii pașoptiști deveneau realitate. După conferința de la Paris din 1858, marile puteri europene vor adopta convenția prin care se statuta pentru prima dată, în cazul principatelor române, aflate încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman, separarea puterilor în stat. Fiecare urmând să aibă un domn ales de divanele ad hoc, un organ legiuitor și un guvern. Prin alegerea domnitorului, Alexandru Iancuza, atât la Iași cât și la București, luau naștere principatele unite ale Moldovei și Țării Românești și se realiza prima unire din 1859. Mihail Cogălnicianu și Vasile Alexandri sunt doar doi dintre intelectuali români care, alături de diplomații francezi, vor contribui din plin la realizarea acestui deziderat. În spatele tuturor se afla însă cea mai controversată personalitate franceză a celor vremuri, Napoleon al III-lea, unul dintre marii susținători ai emancipării popoarelor și națiunilor europene și cel care l-a sprijinit fără rezerve pe domnitorul Alexandru Iancuza în aplicarea reformelor, care vor schimba din temerii întreaga societate românească. 1864 a fost unul dintre cei mai importanți ani de domnie, în sensul materializării prevederilor Convenției de la Paris din 1859, prin aplicarea reformelor sociale și economice, care au fixat un cadru modern de dezvoltare a țării. Casa de Depuneri și Consemnațiuni s-a constituit în 1864 în procesul de modernizare a României. În domeniul economic, în domeniul financiar, în domeniul militar, majoritatea cu sprijinul marilor puteri, Franța și Germania. Aducerea unui domnitor de altă
naționalitate decât cea română, a fost, să spunem, un preț pe care România ar trebui să îl plătească pentru a avea bunăvoința statelor respective în lupta pentru cucerirea independenței. Din 1859 până la 1877, îmi cer scuze dacă cumva greșesc în apreciere, dar a fost o perioadă deosebită, efervescentă pentru România. Aplicarea reformelor, mai ales a celei agrare și a secularizării averilor mănăstirești, a întâmpinat o opoziție puternică din partea bisericii, a boierimii și marii burghezii, care vor încerca să-l înlăture chiar printr-un atentat pe Cuza, care pe 11 februarie 1866 va fi obligat să abdice și să plece în exil. Împăratul Napoleon al III-lea, artizanul din umbră al Unirii Principatelor, va căuta pe căi diplomatice să salveze tânărul stat, aflat în pragul unui război civil, iar singura soluție acceptată de toate părțile a fost aducerea unei principe străin. Iată de ce prințul Carol de Hohenzollern a fost primit cu bucurie într-o țară scindată, cu armata otomană la Dunăre și rușii care complotau în Moldova, gata să o dezbine din nou. Ion C. Brătianu, membru al unei importante familii de politicieni, care își va lega numele de modernizarea statului român, l-a însoțit pe tot parcursul drumului pe principele Carol, proclamat domn la 10 mai 1866 de către adunarea legislativă. Domnitorul va cuceri însă definitiv inima poporului român 11 ani mai târziu, după ce România își va fi declarat în Parlament independența și se va fi alăturat armatelor țariste în războiul contra turcilor. Pe 10 mai 1881, după modificarea Constituției din 1866, Carol I va fi declarat rege al României, iar statul va continua să se modernizeze. În jurul anilor 1880-1881, cred, banca deschide primul ghișeu cu publicul și regele Carol este cel care vine și depune suma maximă care era admisă, 300 de lei, și se emite primul carnet. Al doilea carnet a fost emis pe numele reginei. Deci de aici apare un lucru care o să vedeți că se perpetuează, și anume apropierea între această instituție și familia regală. Regele Carol a reușit pe parcursul cele mai lungi domnii să transforme Bucureștiul, cel plin de hanuri și iarmaroace, dominat odinioară doar de turlele bisericilor, într-un important centru economic, împodobindu-l cu numeroase edificii și construcții monumentale după planurile unor arhitecți străini, mai ales francezi, elvețieni sau germani. Paul Gautreau, Cassien Bernard sau Albert Galeron se numără printre cei mai celebri, iar asta prin edificiile monumentale care mai domină și astăzi centrul vechi al Bucureștiului. Ateneul Român, opera a arhitectului Albert Galeron, este doar una dintre clădirile de suflet ale tuturor românilor, de care se leagă cele mai frumoase povești ale sfârșitului de secol XIX, despre regina Elisabeta, protector al artelor, sub pseudonimul de Carmen Silva, sau despre George Enescu, tânărul violonist fenomenal, care concerta aici la vârsta de 13 ani. Era o vreme în care prin Grigore Cerchez, Alexandru Orescu, Ion Socolescu sau Ion Mincu începea să prindă conturi și școala românească de arhitectură, care își va lăsa de aici înainte amprenta prin stilul și creații originale de inspirație autohtonă românească. Era o nouă viziune arhitectonică. O parte din tinerii arhitecți, ingineri, făcuseră studii în Germania și în Franța, veneau cu modele și se ridică în această perioadă o serie de palate, le spunem palate fiindcă sunt monumentale și au rămas și astăzi edificatoare pentru vechiul București, cum ar fi sediul, palatul Casei de Economii și Consemnațiuni, creația lui Paul Gautreau, sediul Ministerului Agriculturii din piața Rosetti, sediul Tribunalului de pe splaiul Unirii și încă multe alte
edificii care vorbesc despre modă franceză, civilizație franceză, influență franceză. Majoritatea intelectualilor români erau pregătiți și instruiți în Franța, una din marile națiuni ale Europei și ale lumii la acea vreme, iar Parisul, prin diplomație, deschiderea spre nou, dar mai ales prin toleranță și libertate spirituală, devenise centrul lumii. De acolo veneau aproape toate modelele care au stat la baza organizării economiei și a sistemului bancar și financiar din România. Tot de inspirație franceză a fost încă de la început și Casa de Depuneri și Consemnațiuni, care din 1880 va avea în subordine și administrare și Casa de Economie. Prin activitățile din ce în ce mai diversificate pe care le derula, instituția care capitaliza veniturile și acorda împrumuturi pentru dezvoltare, mai ales administrațiilor locale, a câștigat rapid încrederea populației. Clădirea inițială, devenită neîncăpătoare pentru volumul de muncă necesar tuturor activităților, a fost demolată, iar pe același loc a fost ridicat începând cu anul 1895, după planurile arhitectului francez Paul Gautreau, somptuosul palat care s-a păstrat până în zilele noastre. Sub chipul zeiței Fortuna, aici, în această monumentală sală de consiliu, împodobită azi cu portretele familiei regale, s-au luat de-a lungul timpului cele mai importante decizii, într-o perioadă istorică în care tânărul stat independent, cu fruntea sus, își pregătea cu temeinicie viitorul alături de marile state ale Europei și ale lumii. Vorbim de o clădire care, practic, e o emblemă pentru România, o emblemă pentru București, palatul nostru. Palatul Cec apare alături de Ateneul Român ca și clădiri reprezentative ale ceea ce ne place să spunem că a reprezentat și reprezintă micul Paris. La sfârșitul secolului XIX s-a pus problema ca instituția să își aibă o clădire modernă. S-au mobilizat fondurile, s-au mobilizat arhitecții și pe bunul obicei de atunci nu putea să fie decât un arhitect francez, cel care a condus proiectul de arhitectură a acestei instituții, e vorba de Paul Gautreau, cu alți 2-3 români, printre care Cerchez, chiar și Salini a avut o contribuție la verificarea planurilor de rezistență ale acestei clădiri. Dar să ne reîntoarcem în timp, pe fondul acestor imagini, la momentul începutului când acest palat nu exista, iar din cauza creșterii rapide a instituției prin anul 1893, avea să fie numită o comisie care să studieze necesitatea extinderii sau construirii unui nou sediu. Din partea arhitecților, aveau să fie desemnați Paul Gautreau, Nicolae Cerchez și Alexandru Săvulescu, care finalizează planurile prin 1895. Tot atunci se achiziționează și terenul de la Primăria Capitalei. În 1897 începe construcția în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta, care vor pune piatra de temelie, de față fiind și membrii guvernului Sturza, printre care se număra și Ion Cebrătianu. Decorațiunea monumentală a noului palat avea să înceapă în 1899. Un an mai târziu va începe realizarea de către pictorul Michel Simonidi a picturii Fortuna, distribuind binefacerile românilor de pe plafonul sălii de consiliu contra sumei de 9.000 de lei aur. Merită menționat faptul că banii destinați construirii clădirii au provenit exclusiv din beneficiile băncii. Ceea ce este mai frumos este că la 1900, undeva în luna mai, clădirea era funcțională într-un timp record. Lucru foarte interesant este că era dotată cu
una dintre cele mai performante centrale telefonice. Sistemul de încălzire al holului principal, deosebit de interesant, este viabil și în zilele noastre. Organizarea sălii de ghișee a fost una foarte modernă, cu separarea diverselor tipuri de operațiuni la fiecare ghișeu în parte. Că tezaurul instituției, mă refer la spațiul în care se depozitează banii, este pe două etaje și este de o tehnică și de o securitate care rivalizează cu cele mai bune sisteme pe care tehnica modernă le-a pus la dispoziția omenirii în ultima perioadă. Clădirea, prin dotările de avangardă extrem de moderne pentru acea vreme, este funcțională chiar și astăzi. Iar la capătul unui drum care a trecut de impresionanta cifră de 150 de ani, instituția continuă să capitalizeze încrederea populației și rezistă, așa cum a rezistat și sufletul acestui popor încercărilor de tot felul și vicisitudinilor care i-au marcat destinul. A ieșit din marele război de la începutul secolului 20 fără tezaur, plecat alături de cel al Băncii Naționale și al întregii Românii pe drumul fără întoarcere de la Moscova și a pășit în perioada interbelică doar cu capitalul de încredere al românilor de pretutindeni, care au considerat-o, pe bună dreptate, cel mai sigur adăpost pentru economiile lor și un garant al investițiilor de tot felul. Și lucrurile continuă să meargă din ce în ce mai bine, iar instituția, în pas cu vremurile, avea să-și modernizeze echipamentele dedicate activității bancare. După 1930, se separă Casa de Depuneri din corpul Casei de Consemnațiuni și Economie, organizându-se sub numele de Casa Națională de Economii și Cecuri Poștale, abreviat CEC. În 1938, era cea mai mare bancă de depozitare a sistemului bancar, cu 3,9 miliarde de lei dintr-un total de 8,7. Va supraviețui și celei de-a doua mari conflagrații mondiale și va traversa și perioada comunistă cu fruntea sus, cu același capital de încredere pe care l-avea din partea clienților săi fideli. A scăpat de bombardamente și de cutremurile devastatoare. Și chiar dacă era gata să piară după ieșirea României din era comunistă, odată cu apariția băncilor străine, instituția, ca și clădirea monumentală, a rămas în picioare. Clădirea a rezistat foarte bine la cutremurile din 40 și 77. După cel din 77, s-a făcut o întărire a structurii de rezistență. Ne bucurăm că nu avem motive să ne îngrijorăm vis-a-vis de rezistența ei, încă este o clădire foarte bună. Odată cu privatizarea, s-a dispus, de fapt, să rămână în proprietatea statului român și chiar legea privind privatizarea CEC spune că această clădire ar trebui să fie dată primăriei, care, la rândul său, să o transforme în muzeu. Am făcut această precizare ca să spun în același timp că ea încă este bună și își poate îndeplini în continuare rolul de sediu central al CEC Bank. Așa arată acum clădirea din Calea Victoriei, încorsetată la propriu de edificii mai noi, în flagrant contrast cu linia arhitectonică acestei artere vitale cândva a Bucureștiului de odinioară, poreclit pe bună dreptate micul Paris. Multe din clădirile de referință pentru arhitectura acelor vremuri nu se mai regăsesc decât prin fotografii sau ilustratele de epocă. Unele au dispărut la bombardamentele din 1944, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar altele la cutremurele de pământ devastatoare care au afectat orașul în 1940 și 1977. Multe dintre cele care astăzi se încăpățânează să mai stea în picioare, suferă prin degradare și tind să moară, aidoma unor fantome ale trecutului.
printre clădirile sfârșitului de secol XIX, care au supraviețuit acestor grele încercări, se numără și fostul Palat al Poștelor, care adăpostește în prezent Muzeul Național de Istorie a României, dar și vecinul său, de aceeași vârstă de peste drum, intrat în istorie sub numele de Palatul Micului Paris, sediul primei case de depuneri, consemnațiuni și economie. Edificiu monumental, rămas în picioare odată cu instituția metamorfozată și ea după anul 2007 într-o bancă modernă și dinamică. Suntem cea mai veche instituție sau urmașii celei mai vechi instituții bancare din România. Peste 140 de ani, banca a fost casa de economii, deci o instituție de atragere a depozitelor de la populație, a dat și credite. Este singura instituție care a dăinuit peste timp, dintotdeauna a fost deținută de statul român și în decursul celor 150 de ani s-a creat o încredere deosebită pe care această bancă o degajă pentru clienții săi. Sunt din ce în ce mai puține și mai rare edificiile care se încăpățânează să reziste timpului și vremurilor, care au trecut ca un tăvăluc devastator peste fața Bucureștiului, ce își mai ascunde prin unghiere doar de el știute comorile arhitectonice de odinioară. Cunoscătorii știu unde și cum să le găsească, chiar dacă în acest amestec fermecător și tandru dintre vechi și nou, mintea refuză să le înțeleagă rostul și menirea. Noul nu mai are răbdare parcă să aștepte și atacă vechiul sub orice formă, cu furie, uneori fără discernământ, din dorința de a reduce totul la tăcere. Fără un punct de sprijin în trecut, nici prezentul și nici viitorul nu se pot susține. După fiecare pierdere rămâne un gol imens, iar odată cu edificiile vechi, simboluri ale acestui ev al începutului, dispar și amintirile. Iar în lipsa unor valori autentice ale istoriei, nicio națiune nu poate rezista în fața furtunii care distruge tot sub standardul globalizării. Iată de ce, în această mare de lucruri efemere, avem nevoie de simboluri trainice și de repere. În anul 2007, când s-a pus problema transformării băncii dintr-o instituție de economie într-o bancă comercială universală, ne-am întrebat care să fie simbolul nostru care să ne caracterizeze. Și am ales frunza de stejar, care arată o serie întreagă de lucruri, de la trăinicie, bărbăție, până la puterea de a dăinui în timp. Și cred că acesta este lucrul cel mai important. O instituție foarte veche în România, cu o tradiție de peste 150 de ani. Cred că stejarul cu coroana sa maestoasă și cu rădăcinile sale puternice caracterizează cel mai bine ceea ce noi am reușit să facem aici în Czech Bank. Povestea Palatului, care a adăposit încă de la începutul existenței sale cea mai prestigioasă instituție bancară a României, nu se poate opri aici. Ea va dăinui cu siguranță peste timp, aidoma stejarilor nemuritori din vechiul codru al Vlăsiei sau de la poalele Carpaților, și va trăi atât cât oamenii acestei țări își vor comemora eroii făcători de țară.